Care caută mereu să crească dorința de cunoaștere, nu intră în vacanță. Dragi prieteni, bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul crucii aici la Apolonia TV. În ediția precedentă vorbeam despre o inițiativă semnificativă a Facultății de Teologie Romano-Catolică și a Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, o școală de vară Teosport, și ne-am gândit că e bine să continuăm să povestim despre această frumoasă inițiativă, despre ceea ce trăiesc elevii care sunt invitați să experimenteze, să guste deja din ceea ce înseamnă mediul universitar. Așadar, continuăm povestea noastră, vorbim despre școala de vară Teosport, continuăm să vorbim cu invitații din această ediție, Paula Lupu, bun venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Și Bogdan Macovei de la Liceul Simeon Mehedinț din Vidra, județul Vrancea, bun venit la emisiunea noastră. Mulțumesc, bine v-am găsit. Ați participat la o școală de vară intensă, nu știu dacă să vă văd obosiți sau plin de energie, e clar că a fost un program intens și sunt convins că un program care v-a făcut bine. Paula Lupu, tu te-ai implicat în echipa de organizare, așadar a trebuit să ții hățurile acestei, împreună cu multe alte persoane, acestei frumoase activități, dar să ne reamintim, ce este Teospor? Teoretic, este o școală de vară în care li se prezintă viitorilor studenți, sperăm noi, li se prezintă facultatea și mediul universitar cu seriile la cămin, cu cazarea la cămin, cu diferite activități în prima parte a zilei. În a doua parte a zilei am avut activități, jocuri. Practic, o definiție personală, pot zice, e o familie, o comunitate, un întreg, o familie caracterizată de caractere diferite, personalități diferite, gesturi diferite, până și vestimentația a fost diferită. Chiar stăteam și mă uitam așa din spate, fiecare elev avea câte un gest când era stresat, fiecare elev avea o vestimentație care îl caracteriza și pe care... Ai scanat totul. Da, am stat totul. Și chiar am fost atentă la aceste detalii. Un program intens, spuneam și în ediția precedentă, pentru că de fapt în fiecare dimineață chiar au avut loc cursuri, nu? Ore. E adevărat lucrul acesta? Da. În timpul vacanței se poate așa ceva? Poate pentru unii, într-o manieră mai degajată. Poate pentru unii elevi vacanța de vară înseamnă doar o pur și simplu relaxare, plajă, piscină, munte, excursii exotice pentru alții, dar pentru noi, elevii de la Teospor, a însemnat cunoaștere, a însemnat implicare, a însemnat cursuri cu diferiți preoți de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică și profesori de la Facultatea de Educație Fizică și Sport și, pot zice, și activități de ale noastre, de ale supraveghetorilor și de ale animatorilor, în care am reușit, sperăm noi, să-i facem pe copii să se dezvolte, să evolueze, să vadă și o altă parte a vieții de student, de viitor student, nu doar cea în care învățăm, ne pregătim pentru examene și trecem mai departe. Ia să vedem ce au simțit și ce au trăit de partea cealaltă participanții. Bogdan, în primul rând, cum ai ajuns la Teosport? De ce ai dorit să participi? În primul rând a fost anunțat de o profesoră de psihologie că se va organiza această școală de vară și am zis că nu am mai fost niciodată să particip la o școală de genul și să văd ce posibilități sunt. În prima fază am văzut Facultatea de Sport și după am văzut Facultatea de Teologie și Sport, Teospor. Sunt atlet de calisthenics. Calisthenics, pentru ce nu știe, este o filieră a gimnasticii, un sport, practic de 2 ani și
În prima fază am vrut să merg la sport, dar suntem o familie care este atrasă de religie și mergem de la biserică și am zis să îmbin cele două domenii, sport și teologie. Nu te-a speriat că ai văzut și teologie acolo? Aoleu, nu te-a speriat. Chiar deloc, am venit să acaparez mai multe informații din toate domeniile. Și așa, complexiv vorbind, din ceea ce ai trăit, așteptările tale au fost împlinite, da, și da. Partea de teologie și partea de sport, că am văzut acolo un program și sport, ați avut suficient și activități de teologie. Paula, care a fost responsabilitatea ta în cadrul acestei școli de vară? Cu ce anume te-ai ocupat? O responsabilitate... Se pare că a pasat destul de greu pe umerii tăi. Extraordinar de mare, atât pe umerii mei cât și pe umerii colegilor. Pentru că am fost o echipă din mai mulți supraveghetori și animatori. A fost o responsabilitate destul de mare, pentru că cu toate că avem elevi de 16, 17, 18 ani, e responsabilitatea noastră, așa cum i-am luat de la părinți, așa să-i lăsăm să meargă acasă, să-i ducem întregi. Cum am povestit, cum vorbeam cu un părinte când a adus copilul, mi-a spus, dar nu, că e prima dată când pleacă de acasă, toate două săptămâni. Început. Și i-am spus, stați liniștiți că cum ați lăsat-o, așa o luați. Nu-i facem eventual nimic. Nu o să vrea să se întoarcă acasă, gestionați-o în familie. Da. A fost o responsabilitate destul de mare, pentru că a fost o supraveghere, nu știu, de 8 ore, dar noi stăteam cu ei pentru că voiam să creăm o relație între noi și să nu existe această diferență dintre supraveghetor undeva un grad superior și ei. Tocmai din această cauză stăteam 15 ore, 20 de ore, stăteam, dar din plăcere, nu din... Și a fost o responsabilitate extraordinar de mare. Da, pentru că, de fapt, parcă nu sunt atât de potrivit supraveghetor, dar, de fapt, dacă stăm ne gândim, e semnul foarte clar că aceste persoane, acești elevi, erau în grija cuiva, erau în siguranță și, în felul acesta, erau ocrotiți și ajutați să crească din toate punctele de vedere. Bogdan, până să vedem alte aspecte importante care ți-au plăcut, care ți-au rămas din timpul școlii de vară, faptul că tu ai ales să participi la această școală de vară înseamnă că pentru tine a fost un lucru semnificativ important. De ce crezi că sunt importante astfel de programe? Păi, în primul rând, dezvoltă tinerii liceeni. Le oferă posibilitatea să vadă o viață de student. Să vadă... Tu ești în clasa? Trec a 12 acum. Deci te apropii. Mai am puțin și dau ceva acolo. Și sunt program care ajută tinerii și, în general, să-și găsească și vocația lor. De exemplu, eu aici am avut activități care, în mare parte, mi-au deschis o cale spre vocația mea. În sensul că, efectiv, lucrurile acestea, nu doar e un a trece timpul, a petrece timp, a petrece o vacanță, dar efectiv cu lucruri care vă ajută să crește. De aceea, noi am intitulat această emisiune Cunoaștere și Creștere și am făcut foarte bine. Hai să vedem, Paula, te rugăm, de fapt, în ce a constat. Noi am văzut și în emisiunea precedentă, dar ne ajută să revedem. Care au fost puzzle-ul acestei școli de vară? Care au fost activitățile? Pentru că am înțeles că ați îmbinat foarte, foarte bine cu diferite tipuri, cu diferite atenții. În ce a constat programul? Mi-a plăcut asemănarea dumneavoastră cu un puzzle. Pot zice că puzzle-ul nostru a avut 24.000 de piese, pentru că am avut foarte multe activități. Și ați reușit să-l faceți. Am reușit să-l îmbinăm. Am îmbinat utilul, faptul că ne-am dorit să prezentăm viitorilor studenți mediul și ambientul universitar, dar și plăcutul cu activitățile pe care le-am avut, diferite activități, handbal, basket, jocuri de cunoaștere, de dezvoltare personală, de teste psihologice copiilor. Am considerat de cuvință că a fost necesar și un astfel de test. În prima parte a zilei am mers la cursuri la diferiți profesori, atât de la teologie catolică cât și de la sport. La sport, după cum îi spune și numele, educație fizică și sport, am făcut sport. Deci nu teorie, nu doar teorie. Nu teorie, chiar am făcut sport și profesorii au fost foarte, foarte implicați și foarte activi cu noi, chiar ne-au prezentat facultatea, ne-au prezentat diferite skill-uri, dacă pot să zic așa, în materie de postură, în materie de cum să stăm la un calculator, cum să stăm la un televizor corect, astfel încât să nu apară deformări ale coloanei. În ceea ce privește
partea de teologie, cursurile de teologie au fost cursuri mai spirituale. Teologie, exact. Au fost cursuri spirituale în care domnii profesori au încercat să le arate și o altă parte a teologiei, nu doar cea de credință, rugăciuni și mers la biserică, și au încercat să le ofere sfaturi de viață pe care sper eu că le-au luat în considerare acum. Au toată viața la dispoziție, exact, să le fie de folos, exact, și exact. Să le îmbine în propria viață, astfel încât cu adevărat să trăiască intens ceea ce au primit la această școală de vară. Bogdan, ție ce activități ți-au plăcut cel mai mult? E greu de făcut o ierarhie. Da. Cum te-ai simțit, de exemplu, la cursuri deja, să fii într-o aulă de universitate, să fie profesorul care îți predă? Senzația de student deja, cum e? Foarte faină, e super genial senzația. Și nu, au fost cursuri foarte interesante. Spre exemplu, la teologie am vorbit despre geneza universului și crearea omului. Și au fost cursuri, și pe lângă cursuri au fost profesori care ne-au dat și din experiențele lor de viață. La sport am avut un profesor de kinetoterapie care ne-a învățat despre nutriție, alimentație, hidratare, igienă, exerciții pentru postură, respirație și tot ce ține de partea asta de o viață sănătoasă, și a fost o experiență super. Deci, efectiv, programe care, activități care, într-adevăr, v-au ajutat să nu simțiți povara unei zile, ce efectiv... Iar, te rog. După amiază aveam jocuri de recreere, am mers, spre exemplu, ieri am mers la stadion și am făcut activități foarte faine. Joculețe. Nu putea să lipsească stadionul dintr-un lucrul acesta. Foarte bine. Vă îndemn să ascultăm și un alt invitat, permanent invitat al edițiilor noastre. E adevărat, e printr-o înregistrare, episcopul Robert Berencer, care ne ajută, dragi prieteni, să înțelegem într-o reflexie atât de semnificativă, să înțelegem cum putem găsi fericirea adevărată. Să urmărim împreună. Peace be with you. Friends, I don't like Puritanism in any of its forms. What I mean here is, you know, the kind of fussy, dualistic system of religious thought that says, you know, we should just fly away from the goods of this world. I've always been with Hilaire Belloc, who famously said, wherever the Catholic sun does shine, there's music and laughter and good red wine. You know, we're meant to enjoy the world that God has made. Genesis tells us that the world is good, the ensemble of what God has made is very good, and we're meant to enjoy it. So I'm against Puritanism in all of its forms. At the same time, no system such as Puritanism would have lasted as long as it has, and it's present in the ancient world and all up and down the centuries till today, unless it were saying something true. Now, what's the something that's true in it? And here we're on, I think, a major fault line of all of religion and all of spiritual experience. We live in this world of good things, but nothing in this world finally satisfies the deepest longing of our heart. We're in the world, immersed in it, all these good, pleasurable things, but yet the hunger of our heart is for something that transcends the world. And therefore, we shouldn't be drawn utterly into the goods of this world. As I say, we're on a fault line here. And it's so important to hit both sides of this. A yes to the world, but also in a very serious way, a kind of no to the world. There's a restlessness and a longing in all of us. See, think of the greatest experiences of your life. I mean the times of greatest triumph and sensual pleasure and of victory and of attainment. Think of the best moments in life. What do they all have in common? They all faded away, right? You experience them for a time, maybe very intensely, but then they faded away and you found yourself longing again. You know, just a few weeks ago, I was home in Chicago, and it was around the 4th of July.
And from my hotel room, I could see in the distance the Chicago skyline. And it was, I think it was July 3rd, they have a big fireworks display. So I could see from a distance. And you see a firework go off, and there's almost nothing in the world more beautiful than that. You know, this great burst of light in a sort of harmonious pattern. And you say, ah, it's wonderful. And then what? It's gone. In an instant, in the twinkling of an eye, ah, look at it. And then it fades away. I think life in many ways is like that, isn't it? Is the best experiences we have are like a burst of a firework. Wonderful. And then it's gone, and we want something more. You know, I go for walks on the beach sometime here in Santa Barbara, and there's a section of the beach where they let the dogs sort of run free. And I always think it's an image of heaven. What I mean is when the owner takes a tennis ball or something, they throw it, and the dog, with reckless abandon, just runs after it on this beautiful day, and the dog is exercising all of his physical powers, and he gets the ball triumphantly and then returns with a big smile to his master. And I think that dog right now is perfectly happy. And he really is. He's just utterly thrilled because he's attaining everything he could possibly want, and he doesn't have in him any further desire. He's attained what he's meant to attain as a dog. His desire is satisfied. Or speaking of dogs, maybe some of you know Jolene, who's the dog of our producer, and she comes to the house once in a while, and Father Steve, who lives with me, makes a little dinner for her. And Jolene goes into this ecstatic dance. She twirls around in anticipation of the dinner. This little dog food dinner, this little nothing, but she's at the height of satisfaction because that's all she wants. That's all she could possibly desire. And that's why dogs in their joy to me are in anticipation of heaven. See, in this world, everybody, we'll never be that happy because we've got a desire that nothing in the world can satisfy. Okay, let me make this a little bit more specific. You know, we get up every day and we go to work. And there's some days, I'm sure, that you find your work really satisfying, the sheer intrinsic value of it, your sense of accomplishment, but you know, even that, of course, fades away. And most days of work are probably more ordinary than that. And you say, well, yeah, but I don't go to work just for the, you know, the good in itself. I go because I make money, and the money allows me to get food and to pay for my house and to seek entertainment and so on. You say, okay, that's true, and those are all good things. But think of your house. And no matter how beautiful your house is, eventually, you know, you get a little tired of it. Eventually, it begins to fall apart, needs to be repaired. Maybe you see a house down the road that you actually like better, and your house seems kind of boring by comparison. You know, and we all know, eventually, that house is just going to be torn down. It'll fade away. That house, it's good, but it doesn't satisfy the deepest longing of your heart. It can't. Or think of, well, yeah, I go to work to get money so I can buy food. Well, yeah, I mean, food is great, and we need it. And sometimes we're not like Jolene. We're not like twirling around in ecstasy at our food. But, you know, I might enjoy a good meal and appreciate it. But let's face it, it takes, what, about 10 minutes to eat your dinner. And then you're left with a few scraps and dirty dishes, and maybe you feel a little bit of indigestion afterwards. I mean, your food is not designed to satisfy the deepest longing of your heart. Or think of, I go to work to get money so I can seek entertainment. Okay, I love entertainment, music and movies and plays or whatever. And sometimes, you know, you're very moved by these things. Powerful, great film, great play, great concert. And then, you know, it's over. And you go home and say, okay, now I'm kind of bored again, and I'm looking for my next excitement. Everything in this world is evanescent. It all fades away. It's not meant to satisfy the deepest longing of the heart. Well, you say, how about something more substantial like our relationships?
Well, again, they're marvelous, our relationships, our friendships. Think of the most intense friendship, a married relationship. I mean, beautiful, reflective of God's love, absolutely, yes, indeed. Some of the best moments in life take place within these relationships, but relationships are all, you know, limited to some degree. We struggle with them. There are good days and bad days, ups and downs, and sometimes friendships fall apart. At the end of the day, we all know this. All of our relationships will end because we die. You say, well, okay, what about when, you know, I receive honors? That's a great thrill. Yeah, and it is. You know, I've been privileged to be honored a few times in my life, you know, with an honorary degree or with an award or something. And it's lovely. Those are great moments. You know, people say nice things about you and they give you an award or they give you a diploma and, you know, terrific. It's like the firework going off. Boom, isn't that great? And then it's over. So I have some of these things around my house, you know, like these diplomas and awards and so on. Well, they're nice. You know, they remind me maybe of the day when I received that. And that's a nice thing. But would I ever think for a second that these are satisfying the deepest longing of my heart? No way. No way. They're very superficial, very evanescent. You know, sometimes you just feel almost deflated afterwards because you had this sort of high, and then with that, it's over. No one's honoring me today. You know, so your hunger is stirred up again. Okay. Maybe you're wondering now, why is this bishop giving me this kind of downer of a homily today? Well, first of all, it's not really meant to be a downer. It's meant to be spiritually realistic. We do live on this fault line. I'm not a Puritan. I don't like Puritanism. This world is good. The ensemble of it is very good. We are meant to experience the joy of honors and food and drink and relationship and work and all these good things. But we're not dogs. We'll never be as happy as dogs. We just won't. They're an image of heaven. But we in this life, we won't be as happy as dogs because we've got something in us that pushes us beyond anything this world can offer. And here's now why I'm talking about it today. Remember now, we're reading from the 6th chapter of the Gospel of John, this marvelous reflection upon the Eucharist. Last week, I talked about the Mass because John 6 begins with a sort of symbolic evocation of the Mass. Well, after Jesus multiplies the loaves and the people are filled up, they come looking for him. And now listen, here's something from our reading for today. When they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you were looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you." I don't know about you, everybody, but that's like one of the most pivotal lines in the whole Bible. Listen again. "Amen, amen, I say to you, do not work for food that perishes." Everything I've mentioned in this homily, that's all food that perishes. Good in itself, yes, like a firework going off. But it all perishes. Don't work for that, but rather for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. Now, what's he talking about? He's talking about the Eucharist. This is the only food that will satisfy you. Why? Because as Aquinas said, the Eucharist contains not just the power of Christ. It's not merely a symbol or sign of Christ. But the Eucharist is ipse Christus, is Christ himself. And Christ himself is the only good that can satisfy us. Can you see now why the Mass, during which the Eucharist is given to us as food and drink, is an anticipation of heaven? It's an anticipation even now of the satisfaction we will find in the presence of God. And that's why
we do things like sing and dance at the Mass. Think of the way we stand and we sit and we kneel and we gesture. Think of Jolene doing her little dance before the food comes. Well, in a way, that's what we're doing. We're anticipating even now the only food that can finally satisfy us. The Eucharist. Oh, that's a nice symbol. If that's all it is, forget it. But if the Eucharist is ipse Christus, is Christ Himself, then the Eucharist is the only food that can satisfy the deepest hunger of your heart. And that's why Vatican II insists that the Eucharist is the source and summit of the Christian life. That's why it's a tragedy that so many of us stay away from the Mass. Listen, running after all these good things of the world, fine, but they're not going to satisfy your heart. Christ, ipse Christus alone, can do that. So don't waste your life hungering after this food that perishes. Rather, receive from Christ Himself the bread of life. And God bless you. Sfânta liturghie în care Euharistia ni se dă ca mâncare și băutură este o anticipare a cerului. Este o anticipare chiar de pe acum a satisfacției pe care o vom găsi în prezența lui Dumnezeu. Iată, ne-a spus lucrul acesta episcopul Robert Barron vorbindu-ne despre modul în care putem găsi fericirea adevărată. Îi mulțumim pentru toate aceste cuvinte frumoase care prind bine sufletului nostru. Mulțumim și celor care se ocupă de traducerea acestor reflecții, soților Oana și Radu Capan, și pentru tot ceea ce ne pun la dispoziție pe platforma cristofori.ro. Noi continuăm să vorbim despre frumusețea școlii de vară Teospor, un parteneriat între Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza și Facultatea de Educație Fizică și Sport. Am văzut ce este acest Teospor, ce activități sunt, cum se desfășoară întreaga școală de vară. Paula, te-aș întreba, la un moment dat ai spus că, având misiunea aceasta de în echipa de organizare, în care sunt supraveghetor, cum spuneți voi, și animator, dar supraveghetor în sensul de a avea grijă de participanți, că deja i-ai scanat așa, i-ai văzut pe fiecare în parte, cum îi vezi pe acești elevi? În modul în care se raportează între ei, modul în care au această dorință de cunoaștere și, de ce nu, modul în care aspiră spre o viață de student. Cum sunt aceștia? Permiteți-ne să le spunem copilași, dacă ne permite lucrul acesta. Eu așa le-am spus, copilași, haideți copilași să mergem, haideți cu mine, mereu le-am spus. Deci dacă copilașii, ne uităm la Bogdan, dar nu cred că îl deranjează aspectul de copilași. Nici pe mine nu m-ar deranja, sincer să fiu. S-a observat de-a lungul celor două săptămâni o dezvoltare a copiilor. Dacă la început erau foarte introvertiți, reticenți, erau așa, stăteau mai în spate, mai din umbră și lăsau pe cei care erau extrovertiți să iasă în față, să-și spună cuvântul și părerea și să participe la activități, de-a lungul zilelor școlii de vară s-au mobilizat unii pe alții, hai să facem, hai să mergem, hai să participăm. Și noi, ca organizatori, am avut, pe lângă supraveghere și animatorii care s-au ocupat de jocuri, am avut o altă misiune, și anume să îi ajutăm să se cunoască între ei și să interacționeze între ei, pentru că ei au venit într-un mediu necunoscut. Sunt unii elevi care nici n-au fost niciodată în Iași. Și fiind într-un mediu necunoscut, într-un campus universitar, ei nu știau unde trebuie să doarmă, ce trebuie să facă, când trebuie să mănânce, la ora, la activități. Mă gândesc să spun, stai puțin, nu am doar camera mea, o cameră de cămin trebuie să o împart cu altcineva, da, nu? Și cred că toate lucrurile noi.
Și asta a fost, a fost în principiu, mai erau câțiva copilași. Care veneau și ne întrebau dacă stau singur în cameră sau mai stau cu cineva, că ei nu reușesc să se împace cu alții, cu alți elevi de la alte școli. Dar am spus că dacă există comunicare, suntem într-o școală de vară, suntem toți prieteni, trebuie să comunicăm, trebuie să ne respectăm, să avem încredere unul în celălalt, să fim punctuali. Să fim punctuali și în același timp, dacă oferim respect colegului de cameră, eu cred că o să există înțelegere și o bună comunicare între ei. Îmi dau seama că dincolo de aspectele, să spunem, formale sau cele care se văd, cele de cursuri, de a experimenta viața de student, activități dintre ei, activitățile specifice facultății de educație fizică și sport, sunt multe valori care au fost simțite și asupra cărora i-au fost chemați să reflecteze dincolo de, să spunem, programul oficial, pentru că atunci când mai multe persoane sunt împreună cu adevărat să descoperă o altă față a vieții și cum suntem chemați ca noi să armonizăm viața noastră cu cei din jurul nostru. Spuneai despre faptul că, iată, au și cunoscut Iașul. De exemplu, pe parcursul acestor două săptămâni, ce au avut ocazia să viziteze în Iași? Pentru că n-ați stat deloc în locul, doar la cursuri. Ce obiective au vizitat? Am încercat să-i băgăm în priză, să fie activ, ca să nu se plictisească. Am vizitat, fiind facultate de teologie, era imposibil să nu vizităm catedrala de la Iași, facultatea, amfiteatru în care se desfășoară majoritatea cursurilor din cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică. Fiind o facultate de educație fizică și sport, trebuia să vizităm stadionul. Am vizitat și Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași și le-am prezentat copiilor împrejurimile institutului, cu livadă, cu terenul de fotbal, cu capela pe care seminariștii au organizat-o și au realizat-o ei cu mâna lor. Cam astea ar fi. Am fost la Palace. Exact. Teiul Eminescu. N-ați pierdut nimica. Boș de Uca nu, pentru că încă este în renovare. Bogdan, dacă ar fi să te gândești după aceste două săptămâni, ce ai învățat așa într-un mod special în această perioadă? Ce a fost nou pentru tine? A fost nou faptul că m-am întâlnit cu atât de mulți oameni străini, dar am legat prietenii frumoase și nu cred că a fost niciun cu echipier în această echipă pe care să nu-l cunoști și să nu vorbesc, în schimb măcar două vorbe cu el în această experiență. Clineața ta spre sport, spunem, a fost împlinită pentru că deși ați avut multe activități și de teologie și de sport, au fost echilibrate, nu au fost desproporționate. Și am făcut și sport și teologie în aceeași măsură. Chiar poate puțin mai mult sport, pentru că după amiază făceam activități recreative. Și oricum s-a mers mult, s-a călătorit mult în acest oraș. Dar în privința aceasta, cum i-ai simțit pe ceilalți elevi, ca să nu spunem din nou copilași, pe ceilalți copilași? A fost adunări de oboseală, probabil la drum, frustrări uneori, dar... prin sport le-am eliberat. Am eliberat stresul. Ai văzut unele dificultăți, să spunem, la participanți? De exemplu, dincolo de glumă, sunt convins că nu este ușor, da, după ce n-ai plecat niciodată de acasă două săptămâni, să te găsești într-un mediu total diferit. Nu. Ai simțit unele lucruri cărora participanților le-a fost foarte greu? Și Paula, sunt unii elevi introvertiți care încearcă să se ascundă, să fie rezervați. Și da, au fost... chestii la care mai puțin ușoare. Da, mai puțin ușoare pentru ei, dar cu toate astea și-au depășit limitele și felicit pe toți participanții. De fapt, asta este scopul. Da, fiind caractere diferite, personalități puternice, extraordinar de puternice. Ce înțelegi când spui asta, extraordinar de puternice? Persoane, nu știu, care... nu știu cum să explic, pur și simplu caractere diferite, dacă unul este mai timid, este mai delăsător, unul este mai extrovertit, e mai puternic în caracter și dacă îl rogi să facă un lucru, el îți poate spune, da, eu nu vreau să fac acel lucru, că și oarecum fiind și caractere diferite, trebuia să jonglezi cu ei ca să poți să îi împaci pe toți. De fapt, este unul, cred că, din obiectivele unor astfel de școli, exact, de vară și de programe, de activități, mai pentru a pune persoanele împreună.
până a descoperi bogăția fiecărei. Procesul ăsta de închegare a echipei. Exact. Ce înseamnă limbajul, da. De fapt, nu mai limbajul sportiv, ci efectiv realitatea sportivă în privința aceasta. Dar pe tine, personal, Paula, ce te-a ajutat să implicându-te în echipa de organizare? În ce manieră ai crescut tu? Pentru că nu a fost doar o misiune care ai îndeplinit-o pentru că trebuia să fie împlinită. Sunt convins că în colaborare sau interacționând cu acești copilași din nou, fără îndoială, sunt lucruri care s-au schimbat și în viața ta. Tu cum ai crescut? Eu, înainte de școala de vară, am mai participat la un proiect, tot în cadrul Facultății de Teologie. Deci vara intensă. Da, exact. Așa și mi-am dorit-o, sincer. Participând la proiectul dinainte, am avut împreună cu ceilalți colegi ai mei, tot așa, ca supraveghetor, am avut un număr de elevi timp de un weekend. Și când am auzit de școala de vară, am zis că trebuie să-mi depășesc limitele și să văd dacă sunt capabilă să pot ajuta copiii să evolueze și să pot comunica cu ei în aceeași manieră în care, nu știu, aș comunica cu părinții mei sau cu prietenii mei, pentru că până la urmă stăm 2 săptămâni, deja începem să ne cunoaștem între noi, nu mai există bariere, putem comunica cum putem, cum reușim și cum vrem să comunicăm. Bine, limita bunului simț, exact, vă dați seama. Asta e evident, vă dați seama. Și am reușit oarecum să trec de această barieră a mea personală. În același timp am reușit să mă dezvolt, pentru că făcând parte din mai multe școli, mai multe proiecte, oarecum crește și dosarul și actele cresc, dar în același timp cresc și eu din punct de vedere profesional și personal, pentru că cunosc oameni diferiți, cunosc oameni noi și automat pot vedea cum sunt oamenii, caracterele lor și tot ce ține de deci e ocazie, om și de ființă. E ocazie de creștere și pentru cei care sunt implicați în organizare. Bine, staff-ul, supravegătorii, animatorii, pentru că atunci când întâlnești alte persoane, cu adevărat e ocazie de creștere. Ne apropiem de finalul emisiunii noastre, mai avem câteva minute, dorim să ne oprim și asupra Evangheliei din duminica următoare. Nu înainte de asta te-aș întreba, Bogdan, ce ai dori să le transmis tuturor celor care au pus la cale, să spunem, această nouă ediție Teosporă, tuturor celor din organizare, supraveghetorilor, animatorilor, ce ai dori să le transmiți? Primul rând vreau să le mulțumesc, pentru că fără activitatea lor și fără implicare nu am fi ajuns aici. Și vreau să mulțumesc în special coordonatorilor noștri, pentru că nu au fost la un aer de superioritate, au fost cu noi ca și cum aș fi prieteni cu noi. Spre exemplu, într-o seară mi-am făcut antrenamentul afară și 2-3 coordonatori au venit și au făcut cu mine antrenament și așa. Au dovedit. Și asta m-a rămas plăcut surprins, pentru că mă așteptam să fie un aer de superioritate, dar a fost, cum am zis, procesul de închegare foarte reușit. Foarte bine lucrat. De fapt, asta și trebuie să fie, pentru că suntem de aceeași parte. Paula, dacă ar fi chiar, te rog să te adresez elevilor de liceu care mă pregătesc sau în continuare mai este vacanță, sunt alții, bine, o să vină bacalaureatul și o să schimbe un picuță vacanțele, dar poate sunt mai mititei, și să-i îndemn să-și trăiască activ vacanțele. Nu știu dacă va fi o altă ediție Teosporă, vor fi alte propuneri. Cum îi îndemna să participe la astfel de inițiative în timpul vacanței, să nu-i sperie că mai este și puțină școală, că sunt lucruri de făcut? Cum îi încuraja să participe la astfel de inițiative pentru, știind că este în folosul lor? Nu să-i sperii să aibă o vacanță, că de asta se numește vacanță de vară, să aibă și ei libertate de a merge, a vizita, a pleca, că doar vacanța de vară, despre asta e vorba, de vizitat, dar în același timp să aibă grijă și de viitorul lor, pentru că astfel de activități le influențează viitorul, le oferă căi, uși, le deschide uși spre anumite, cum a fost la noi la școala de vară, anumite facultăți, poate le schimbă percepția despre anumite facultăți și în același timp îi îndemn să participe la școala de vară, pentru că e ceva nou, ceva inedit și ceva minunat.
La fel cum extraordinar este și faptul că noi putem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care să ne călăuzească și este momentul să ne apropiem de Evanghelia Duminicii următoare. Proclamăm acest fragment de Evanghelie și pe care vă voi invita să ne împărtășiți ce vă spune acest cuvânt al lui Dumnezeu care să ne ajute pe fiecare dintre noi. Suntem la Duminica 18 de Pestean, Evanghelia după Sfântul Luca, la capitolul 12. În acel timp, unul din mulțime i-a spus lui Iisus: Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine. Dar el i-a răspuns: Omule, cine m-a stabilit judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Fiți atenți și păziți-vă de lăcomie, deoarece chiar și atunci când cineva este bogat, viața lui nu constă în ceea ce are. Și le-a spus o parabolă. Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltă îmbelșugată și se gândea în sine: Ce mă fac pentru că nu am unde să-mi adun recolta? Apoi și-a zis: Voi face astfel, voi dărâma hambarele și îmi voi construi altele mai mari. Voi aduna acolo tot grăul și toate bunurile mele și voi spune sufletului meu: Suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și bucură-te de viață. Însă Dumnezeu i-a zis: Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul, iar cele pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Așa se întâmplă cu acela care adună comori pentru sine, dar nu este bogat înaintea lui Dumnezeu. Iată o evanghelie, bineînțeles, cu un mesaj atât de profund. Paula, ce îți spune ție acest cuvânt al lui Dumnezeu? Ce împărtășești cu noi? În prima parte a evangheliei se poate observa și problema cu care se confruntă foarte multe familii, și anume certurile de la moștenire, certurile de la pământ, și oarecum în această evanghelie se prezintă faptul că nu ar trebui să existe, mai ales în familii care trebuie să fie unită, nu ar trebui să existe astfel de probleme, pentru că până la urmă, oricât de mult am agonisit pe acest pământ, oricât de mult am muncit și am trage, când vom pleca din această lume, că până la urmă venim și plecăm, nu plecăm cu absolut nimic. Din pământ suntem făcuți, în pământ ne vom întoarce. Și în felul acesta e bine să privim la alte valori, la alte lucruri mai importante. Bogdan, ce spuneți acest cuvânt al lui Dumnezeu, această evanghelie? Consider că această liturghie face referire la mântuire în principal, deoarece, cum spunea și la final, poate va veni moartea într-o seară și ai agonisit, ai lucrat, ai muncit, ai adunat foarte multe bogății, dar de suflet nu te-ai ocupat. Și singurul lucru pe care îl luăm pe lumea cealaltă este bogăția sufletească. Iar dacă nu ne-am îngrijit de această parte, restul sunt inutile. O bogăție sufletească, ce sunt convins că a crescut și timpul școlii de vară, Teospor, pentru că înseamnă într-adevăr a investi în suflet, a investi în toate darurile pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu, și în felul acesta viața noastră crește. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați împărtășit. Sper din toată inima ca experiența de la Teospor să vă ajute pe fiecare în parte să creșteți și pe toți participanții, să determinați și alte persoane ca într-adevăr să aibă o vară activă, intensă. Nu v-am întrebat dacă aveți și alte programe în această vară, programe sportive. Da, sigur. Deci vara continuă, nu? Vara continuă, da. Vara continuă, tu deja ai avut înainte, ai și după. Da, nu, eu am început vara în forță cu tot felul de proiecte în care m-am implicat. Am terminat anul 3 la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Așa, și te întrebăm ce urmează. Specializare asistență socială, bun. Și acum urmează un master. Am și o licență la Școala Post-Liceală Grigore Ghica Vodă, că le-am făcut pe ambele în paralel, și vara aceasta va fi o vară cum n-am avut niciodată, plină de activități, plină de mai încet cu
vizitatul, cu relaxarea. Asta nu înseamnă că nu este o vară frumoasă. Corect, corect. Absolut, Bogdan, da. Se face ciclu de licență, apoi master, apoi doctorat, deci asta este drumul. Asta este știm, mersul, da. Ca să știm foarte, foarte bine. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați împărtășit și Domnul să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut în viitorul vostru. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost împreună cu noi. Iată încă un exemplu de cum timpul de vară poate să fie trăit foarte intens și cu un bine sufletesc, să ne ajute să creștem, să ne ajute să ne apropiem mai mult unii de ceilalți, astfel cât învățând lucruri frumoase, fiecare dintre noi să descoperim bucuria vieții. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Vă dau o întâlnire la o viitoare ediție sub semnul crucii aici la Polonia TV. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Multă, multă sănătate!